Café? Jandarmii și polițiștii giurgiuvenii au organizat o acțiune comună și au distribuit ceai cald, cafea și produse de panificație șoferilor de autocamioane. Ținând cont de temperaturile scăzute, acțiunea s-a derulat și pe timpul nopții. Astfel, echipajele mixte au acționat pe DN5, șoseaua Prieteniei și în zona punctului Vamal, vizați fiind șoferii de autocamioane care așteptau să-și continue deplasarea. Cu o noapte înainte de codul de ger, jandarmii din toată țara, împreună cu serviciile de ambulanță, au identificat persoanele fără adăpost în vederea transportului acestora către centrele de asistență socială. Au existat și situații în care aceste persoane au refuzat transportul către aceste centre. Pentru cei care au refuzat acest sprijin, jandarmii, în cooperare cu administrațiile publice locale, au adus pături și ceai cald. Jandarmii din zona montană dâmbovițeană reamintesc turiștilor recomandările de care ar trebui să țină cont dacă se aventurează pe munte. Recomandăm turiștilor care se deplasează în zonă să fie echipați corespunzător, să se informeze la starea drumurilor și a traselor montane, iar în caz că au probleme, să apeleze cu încredere la Jandarmeria Montană, la numărul de urgență 112. Jandarmii recomandă de asemenea ca, în cazul apariției dificultăților pe traseu, retrageți-vă la cea mai apropiată cabană, să aveți autovehiculele echipate corespunzător pentru condiții de iarnă și să folosiți drumurile deschise circulației.